Îl vedem pe Jason Boone, care va fi și astăzi pivot în formula de start a Stelei. A intrat pe poziția 4 Dragan Jekovic. Brandon Taylor este playmakerul gazdelor, iar Toiala îl titularizează astăzi și pe puștul de 19 ani, George Darvish. Pe poziția 2, iar Pavel Marinov este extremo. De partea cealaltă, Eugen Ilie i-a trimis în teren pe Stănescu, Vizitiu, Mircea Neagoe, Ionuț Zaharie și Cristian Mâinea. Pavel Marinov înscrie primele puncte ale acestui derby. O triplă a bulgarului, ajuns la Steaua CSM Exim Bank după un sezon foarte bun făcut alături de BCM-ul Pitești. Acum o primă posesie a oaspeților, o ratare de 3, mingea la Brandon Taylor. Se descurcă, își depășește ușor adversarul. Mingea ajunge în post-up, unde obține faultul Dragan Jekovic, basketbalist de 2,09 m. Vă spuneam, evoluează pe poziția de extremă de forță. Catch and shoot pe repunere, același Pavel Marinov scrie pentru Steaua. Cristian Mâinea este conducător de joc la oaspeți, mingea acum la Stănescu. Culoar de pătrundere și jucătorul de 1,92 m se duce până în coș. După cele două aruncări reușite în debutul acestei partide, Marinov încearcă acum să se ducă pe pătrundere. Prima greșeală personală pentru Ionuț Zaharie. Jekovic îl așteaptă la handoff pe Taylor. Vine și bun cu un blocaj. Taylor continuă dribblingul. A destabilizat aici apărarea albroșilor. O nouă aruncare deschisă de care profită Steaua CSM Exim Bank. Darvish face intercepția, îi pasează acum lui Marinov, care pe tranziție ofensivă îl vede foarte bine sub coș pe Jekovic și Eugen Ilie cere repede primul timeout al acestei partide. Steaua așa a intrat repede în ritm, antrenorul albroșilor vrea să discute cu tinerii lui elevi. Nu putem să facem faul! De ce nu fii pregătit să tragi acolo? De ce șut, am explicat, nu vreau altceva de la tine. Ei, puteți-vă să fiți în față. Dacă ne minge aici jos și noi suntem în Hellside, de ce suntem toți aici? Nu trebuie să fiu aici să pot să reacționez la pas. Uitați-vă, vedeți-vă oamenii. Haideți un pic curaj în fața de apărare, în primul rând. Ei, haideți să-i oprim cu faul. Vorbiți în atașul pe aia. Haideți! Da, nemulțumit tehnicianul de 40 de ani că elevii lui nu arată o agresivitate mai mare în apărare, iar în faza ofensivă
sunt probleme de comunicare. Le-a reproșat în primul rând acea fază la care a triblat foarte mult pe tușă Taylor. Toți jucătorii lui Dinamo, aproape toți, au strâns și și-au lăsat oamenii liberi pe semicerc. S-a reluat jocul. Cezar Stănescu, o pasă la Zaharie, care este dublat pe tușă. Încercat o capcană acolo Darvish și Marinov. Încă o ratare de 3 pentru Dinamo. Care rămâne cu o singură reușită în debutul acestei partide. Marinov acum pleacă ușor pe lângă adversarul său și scoate din nou pe semicerc, de unde tânărul George Darvish găsește tripla. Jason Boone, intervenție bună la această fază, face intercepție, apoi trimite mingea într-un adversar, Steaua va reveni în ofensivă. Taylor a luat aici jocul pe cont propriu, a ratat de la semidistanță. Până la urmă înscrie două puncte ușoare Jason Boone. Probleme și la urmărire pentru tânăra echipa lui Dinamo, care nu a reușit să prindă. Acum o aruncare blocată. Pleacă din nou repede pe tranziție ofensivă roșialbaștri, dar dinamoviștii se redresează bine la această fază. Bun, coboară după blocaj. Taylor a preferat o pasă la Marinov, care ratează. Prea lungă această pasă pe contraatac, care îl căuta pe Mircea Neagoe. O primă schimbare la Steaua, a intrat slovenul Luca Lapornic pe poziția 2. În continuare, Darvish este playmaker la gazde. Marinov, cel mai activ jucător al Stelei în debutul acestei partide. Bun, se întoarce pe tușă. Au dublat bine acolo albroșii. Cornel Cioacătă intrat la oaspeți. I-a închis acolo posibilitatea de aruncare lui Jason Boone. Acum repune Lapornic. Darvish, culoar imens, de care profită fundașul de 1,84 m, se duce până în coș. Căuta din nou Mircea Neagoe, extrema de forță a lui Dinamo. Aici blocat Neagoe,
Spre nemulțumirea lui Eugen Ilie, care i-a cerut de pe margine să atace inerul din acea poziție. Și se dă fault ofensiv, a simțit dublajul Jason Boone și a încercat să-și facă loc. S-a considerat o împingere neregulamentară. Iuca Toiala mută imediat pe poziția de pivot. Intră Cătălin Paciu, internaționalul român de 2,10 m, în locul lui Bun. De asemenea, Marius Runkauskas, trimis pe parchet de tehnicianul finlandez. Încă o ratare de afară pentru Dinamo, controlează fără probleme acest rebound Baciu. Da, și iată-l pe Cristian Mâinea, care arată o intensitate defensivă ceva mai bună în duelul cu Darviș. La pornic acum. Locaș sus făcut de Baciu, combină cei doi jucători și uriașul de 2-10 înscrie foarte ușor primele sale puncte în această partidă. S-a descotorosit lejer de Cornel Cioacătă la această fază. Cioacătă acum pentru Dinamo, încearcă să taie dublajul. Abatere de picior. Iuca Toiala îi acordă minute unui alt tânăr jucător din lotul său. A intrat Bogdan Popa, basketbalist de 20 de ani. Doi jucători de peste 2-10 în acest moment pe parchet la Steaua. Baciu are 2-10, iar noul intrat Bogdan Popa 2-13. Cristian Mâinea acum cu o fază bună, îl presează. Vă spuneam, pare singurul jucător care ascultă indicațiile de mai devreme ale lui Eugen Ilie și arată o agresivitate mai mare în apărare. Au nevoie cei de la Dinamo de o astfel de atitudine. Mâinea a făcut acolo intercepția și a reușit apoi să înscrie. Un duel greu pentru Andrei Iliescu, care îl presează, iată, pe Runkauskas și este încă un turnover pentru Steaua. 19-7. Avem din nou un timeout cerut de data aceasta de Toiala. Iuca Toiala încearcă să se asigure că elevii lui rămân montați în ciuda dominației clare din această partidă. Un bun prilej astăzi pentru Steaua să se pregătească pentru meciul retur cu Kermend. 8 din 10 până acum la aruncările din acțiune pentru roșialbaștri, care au înscris de 3 ori de afară din 4 încercări. S-a reluat jocul, bună pasa lui Mâinea.
Finalizează Andrei Vizitiu la această fază, un pivot de 2 metri. Are și el mult de furcă în această partidă. Vă spuneam, Steaua cu 2 jucători înalți pe teren în același timp. Aici Taylor își depășește ușor adversarul și obține apoi un fault în duelul cu Ștefan Bârloveanu, celălalt pivot al lui Dinamo, aflat acum pe parchet. Și el un jucător fără talie, 2,02 m. Taylor înscrie ambele libere, se apără acum la mâine. Este în continuare posesia albroșilor. Excelent, se descurcă la această fază Ștefan Bârloveanu. Are 18 ani, s-a dus cu mult tupeu și a înscris de lângă mult mai experimentatul Baciu. Runcaus, ca să putea să arunce fără probleme, a preferat să continue, iată, cu o plecare pe tușă, o pasă la Baciu, care comite pași destul de relaxat. Jucătorul de 29 de ani la această fază. Probleme pentru unul dintre jucătorii lui Dinamo, Andrei Vizitiu, acuză o accidentare și a cerut schimbare. Este vorba de Vizitiu. Steliști rămân în pressing, se descurcă cei de la Dinamo, Zaharie acum. Albroșii au deschis aici jocul pentru a-i lăsa spațiu de manevră în relație 1-1 cu Baciu. Obține faultul Zaharie. Da, bună această fentă. Puțin peste 1 minut și jumătate din acest prim sfert. Sunt în bonus albroșii. Runcauskas așteaptă acum traversarea slovenului la pornic, impecabil pe aruncarea de 3, basketbalistul de 1,95 m. Turnover la celălalt panou, Steaua are 4 reușite din spatele semicercului, acum la pornic se duce tare pe slam, obține faultul, nu a lipsit mult să și înscrie la această fază. Foarte bună pasa lui Runcauskas.
Odihnit Cristian Mâinea de Eugen Ilie pe finalul acestui prim sfert. Atitudine bună arătată de basketbalistul de 19 ani, care are o reușită până acum în această partidă și o pasă decisivă. Lapornic accelerează din nou pe tranziție ofensivă. Runkauskas indică schema de joc. Taylor cere blocajul lui Baciu. Pleacă pe stânga și îl vede complet liber în colț pe Luca Lapornic. Puncte adunate repede de basketbalistul sloven. Ultima aruncare pentru Dinamo în acest prim sfert. Bună pasa pentru punctele ușoare marcate de Bârloveanu. Aproape pe finalul primului sfert de un coș spectaculos. Se termină primele 10 minute cu Steaua în avantaj 28-15.